Mendei din ce cauze a murit academicianul din Nuce? Giurescu. Academicianul din Nuce. Giurescu a murit marți, 24 aprilie, la vârsta de 91 de ani. Potrivit apropiailor acestuia, academicianul a murit acasă, la locuința sa din București. Decesul a survenit din cauze naturale, pe fondul vârstei înaintate a unor afecțiuni vechi, potrivit primelor informații. Giurescu, vicepresubliniere dinte al Academiei Române, a fost operat pe cord în 2014 la o clinică Sanador din capital. Opera i-a durat 12 ore, i-a fost coordonat de medicul Horaiu Moldovan. Academicianul suferea de disecție acut de aort, o situație clinică în care cel mai important vas de sânge din organism, artera aort, care pleacă de la inim subliniere IHRN subliniere T cu sânge întregul organism, se fisurează, punând în pericol viața pacientului. Intervenția chirurgicală a avut un caracter de maxim urgent, sublinierea a constat în înlocuirea arterei aortelaie sublinierea ei din inim sublinierea arterelor carotide care alimentează creierul.